Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vom vorbi astăzi despre mai multe lucruri care țin de universul mănăstirii, adică lumea aceea despre care de multe ori se vorbește la Trinitas TV, dar care continuă să rămână pentru noi, cei care nu locuim în mănăstire, ci în familie, continuă să rămână un teritoriu foarte aparte, foarte diferit, cu reguli de funcționare, de viață, complet diferite, sau cel puțin așa par din afară, complet diferite decât în lume. Monahul pare că este într-un contratimp permanent cu lumea, cu ceea ce considerăm noi că sunt lucruri urgente, lucruri necesare, lucruri obligatoriu de avut, de simțit, de trăit, etc. Încă o dată vă spun, așa pare. Și pentru ca să verificăm dacă așa este, am invitat-o din nou în studioul nostru pe monahia Dr. Gabriela Platon, muzeograf și secretar al Mănăstirii Voroneț. Bine ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Maica Gabriela, mănăstirea chiar este așa de diferită de lume? Probabil că știți că asta este percepția lumii despre mănăstire. Într-o oarecare măsură se poate spune că da. Mă gândeam în timp ce vă ascultam că sesizam la un moment dat chiar un non-lume, un curent, se poate spune și în trăirea noastră. Și vreau să exemplific de ce am spus asta. De exemplu, în lume, ești în trăirea firească, socială, ești motivat de... Îți pui niște proiecte, niște ținte și încerci să ajungi la ele. În mănăstire este invers. Să nu-ți pui ținte decât mântuirea sufletului, dar nu ținte din acestea. Să-mi cumpăr o casă, să-mi cumpăr o mașină. Să termin de achitat creditul. Așa. Sau mai știu eu ce. Așa. De asemenea, copiii sunt formați din școală că trebuie să evolueze, trebuie să li se pun niște standarde și trebuie să ajungi la nivelul acela. Să poți să participi la olimpiade, să poți să... și așa mai departe. Și evoluția continuă până studiul la nivelul universitar. În mănăstire nu poți să-ți pui astfel de ținte. Există călugări și călugărițe care sunt trimiși la studii, dar sunt trimiși. Ei nu pot să-și pună acest standard și nu vreau să accentuez că nu este vorba de o evoluție pe urma țintei pe care ți-ai făcut-o. Iar în ceea ce privește autodisciplinarea sau știu și eu, cum se evaluează creșterea duhovnicească a monahului? E greu să răspund la această întrebare, o fac superiorii, de fapt. Nu poți să-ți faci creșterea mai ales, poate descreșterea poți să-ți o autoevaluezi, dar creșterea Părintele Duhovnic, Maica Stareță, superiorii pot să sesizeze și să se pronunțe în acest sens. Sfinția voastră ați spus puțin mai devreme că da, aici în lume avem un fel de... Ni se spune că pentru a avea succes trebuie să te automotivezi, trebuie să-ți programezi succesul, trebuie să fii atent când împlinești targeturile temporare pe care ți le propui, etc. Pentru ca să-ți măsori succesul și în felul acesta să te motivezi să continui pe calea către succesul personal și profesional. În mănăstire nu ai percepția asta. E tocmai invers. Asta da. Spuneam. Pentru că în mănăstire, de fapt, este invers. Mai am un detaliu pe care aș vrea să-l subliniez. Am învățat, eram începătoare la Moldovița și mi s-a spus o povestiroară frumoasă, cum că Arhimandrita Magdalena, o maică stareță în vârstă, a fost, cred că, una din puținele arhimandrite din mediul monahal feminin, sfințită în sensul acesta, și era tânără undeva la o mănăstire din Banat și a făcut un stog de fân. Stog este o adunătură mare de fân și este totuși o artă. Și când... Sigur, era o mănăstire. De a construi stogul fără să se dărâme. Este o persoană sus care primește fânul și îl așează acolo. Este dirijată și de jos. Nici nu știi bine dacă măestria este în primul rând a celui de sus sau celui de jos care îi spune mai vezi, pune acolo. În altfel sfârșit, spus, nu orice claie de fân este un stog. Nu. Și în sfârșit l-a terminat și când a coborât...
totuși te bucuri să faci o treabă a mănăstirii, să o duci la capăt bine. Și se pare că se învârtea așa în jurul stogului și se bucura că a reușit, că nu se prăvale, că nu... Iar părintele duhovnic care o dirijase de jos i-ar fi spus: Magdalena, Magdalena, nume frumos, niciodată să nu te bucuri de lucru mâinilor tale. Ei, asta nu întâlnești în lume. Deloc, dimpotrivă. Da. Că să te bucuri, dar pare justificat sau... și pare logic să te bucuri de o împlinire personală. Ei, iată, uneori mănăstirea este un nonsens pentru lume. Ce lucruri, cum sunt privite dar nu lucrurile. Este nonsens. Care este, este sensul acestui mod de a vedea lucrurile? Să ne referim la stoc sau la stoc, în general? Da, da, da. La de ce să nu te bucuri de lucrul mâinilor tale? Pentru că, oricum, ceea ce ai făcut, ai făcut cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumneavoastră vedeți că noi vorbim, dar dacă nu-ți dă Dumnezeu în minte gândul, propoziția, conexiunea dintre neuroni, să spui ideea potrivită, n-ai fi nimic, n-ai putea să faci nimic. Și deci, noi nu facem nimic noi, ci este cu ajutorul lui Dumnezeu. Tot timpul subliniem acesta, că este cu ajutorul lui Dumnezeu. Și mai este încă ceva, am terminat cu stogul, tot referitor la viața noastră de mănăstire. Se spune că pentru călugări, dacă ai o haină nouă, să-i pui un petec, ca să nu te mândrești că ai o haină nouă. Să-i faci intenționat o ruptură. Să... N-am auzit de asta până acum. E un lucru cu sinele, să dai la o parte lucrurile, aspectele și detaliile lipsite de importanță, pentru că nu exteriorul ne formează. Cel puțin, dacă nu în mănăstire, atunci unde? Cel puțin în mănăstire să căutăm formarea interioară. Nu ne lipim inima și ne împiedicăm și ne consumăm din energie și din puterea de a avea o minte cât de cât lucidă cu detalii care n-au nicio importanță. O să ne întoarcem la celelalte lucruri despre care aș vrea să vorbim în emisiunea noastră de astăzi, dar aș vrea de asemenea să vă rog, pentru că începe săptămâna viitoare, săptămâna primă din postul mare, și știm că întotdeauna prima săptămână este mai specială, ca și ultima, de fapt, aș vrea să vă rog să ne povestiți cum se petrece această săptămână și, de fapt, toată perioada postului mare în mănăstire. E diferit, nu? E minunat, în primul rând. Dar tocmai mă gândeam că se petrece în mănăstire, dar nu fără de lume. Vine foarte multă lume la mănăstiri să petreacă această săptămână. Și, din fericire, acum, existând libertatea de exprimare și de mărturisire a credinței, sunt atât de multe parohii care fac canonul cel mare și care fac rânduiala săptămânii postului mare. Cum se petrece la noi în mănăstire? Dacă, din punct de vedere dogmatic, săptămâna patimilor este cea mai importantă, totuși, dar... Ce să spunem, urmează săptămâna luminată care iarăși cinstește, evocă Sfânta Înviere și mai importantă, nu? Pentru noi, viețuitorii de mănăstire, această primă săptămână din post este foarte prețioasă pentru că este singura în care avem liniștea și ne construim liniștea de a o trăi. În săptămâna patimilor ne pregătim de Sfânta Înviere și este, din păcate, și multă agitație fizică și pregătire. Mai ales că vă pregătiți și pentru pelerinii care vin la Înviere, la mănăstire. Exact. Asta este cea mai prețioasă săptămână din an, cea mai dragă sufletului călugărului. Prima din postul mare. Prima din postul mare. Și dacă la noi, în mănăstirile ortodoxe, totuși trebuie să recunoaștem, nu participă toată obștea la toate cele trei laude, ci participă de obicei echipa care e de rând, de săptămână la biserică, adică cine e desemnat pentru a fi eclisiarh sau eclisiarhă, apoi două măicuțe care sunt la strană, una la ceaslov, una la cealaltă rânduială a canoanelor și psaltirii. Ei bine, în această săptămână renunțăm la toate celelalte activități și absolut toată obștea participă la cele trei slujbe.
Din fericire, noi avem și slujba de miezul nopții și este minunat. E foarte multă liniște la slujba de miezul nopții. E un altceva, un alt fel de trăire. Este liniștea de care poate și dumneavoastră, în agitația și în serviciu pe care îl aveți aici, o căutați, o doriți cu jind. Ei bine, noi și noi. E minunat la biserică ziua, liturghia se face ziua, dar slujba de miezul nopții aduce o liniște ziditoare și întăritoare de suflet, care nu poate să fie comparată cu altceva. Așadar, toată obștea participă și la slujba de dimineață, și la slujba de vecernie, pentru că e canonul Sfântului Andrei Criteanu, și la slujba de miezul nopții. Și ne putem rândui să citească mai multe maci. Evident, nu se mănâncă. Cum adică nu se mănâncă deloc? Nu se mănâncă până după slujba a vecerniei cu canonul Sfântului Andrei Criteanu. La noi este însă așa o bucurie și o lucrare a comuniunii și cu credincioșii care participă la slujbă. De ani de zile deja s-au obișnuit și au devenit credincioșii noștri fideli, pentru că măicuțele pentru masa de după canon pregătesc turte. Turte coapte pe plită, făină simplă cu apă și fără ulei, fără, așa e săptămâna și postul mare, trebuie să fie așa. Și măicuța noastră stareță, care este un om cu o inimă atât de largă și caldă și care ar cuprinde în inima sa atât de multă lume, numai dacă ar înțelege-o și dacă ar cunoaște-o, bineînțeles că a trecut de zidul mănăstirii și s-a gândit și la credincioșii care ajunează ca și noi. Și zice, dacă ei ajunează ca și noi, atunci să le dăm și lor din bucuria mesei noastre, adică la sfârșitul slujbei de vecernie cu Sfânt Canon, li se dă câte o turtă. Și se duc acasă și vor mânca acea tortă până în următoarea zi, ei vor rămâne, așa ne-au spus. Știți, noi asta mâncăm, ca după dumneavoastră. Adică turta și un pahar de ceai, o cană de ceai. Și am crezut că această turtă se folosește în loc de pâine la masa obișnuită. Iată, nu e așa. Devine o turtă, o pâine simbol, unică, o turtă și simbol mult mai mult de întărire și turpească, dar mai ales de bucurie sufletească și de mângâiere sufletească. E multă asprime în acest regim alimentar. El este esențial? Este benefic. Doar duminica aceasta am citit apostolul că nu mâncarea ne duce în împărăția lui Dumnezeu și cel ce mănâncă nu-i prisosește și celui ce nu mănâncă nu-i lipsește. Dar comportamentul trebuie să fie uniformizat pentru ca nu cumva mintea celui slab, văzând pe cel care are cunoștință că își îngăduie să mănânce și zice eu pot să mănânc, dar nu simt că mănânc, mănânc ca să fie mâncat, dar drumul, demersul sufletesc nu mi-l pot schimba, însă pentru că te vede unul slab și văzând că unul mănâncă, zice, da, mănânc și eu. Dar poate pe lângă acea mâncare, cel slab poate să mai facă și altele, care nu, adică da. Abandonează și demersul sufletesc al trăirii din această perioadă a postului. Și atunci, așa ne învață Sfântul Apostol Pavel, pentru ca să nu smintesc pe cel slab, atunci nu voi mânca nici eu. Și atunci, aici este, nu e strict, nu e sever, a ține post, pentru că nu asta este primul scop, ci postul ne ajută, ajunarea, nemâncarea, ajută slăbirea vigurozității trupești pentru ca să ne subțiem și ca spiritul să devină mai puternic, să stăpânească și să mediteze mai mult. Când ați zis să ne subțiem, nu înseamnă să slăbim. Nu. Să ne subțiem ființa. Da. E o exprimare preluată de la Sfântul Ioan Scărarul și alți mari scriitori duhovnicești, care vorbesc despre această subțiere, adică e vorba despre a da prioritate spiritului, nu? Mai despre degrabă. Despre asta, exact. Să lași trupul deoparte, adică să-i dai mai puțin, nu să-l ignori, dar să-i dai mai puțin în mod conștient, controlat și în felul acesta vei simți că spiritul tău are prioritate. Și la noi, apoi se vine la trapeză și eventual
dacă cineva, mai sunt persoane care, iată, chiar sunt și în tratament și au dragoste de a ajuna, dar totuși trebuie un pic mai multă hrană, se mai poate adăuga un cartof copt. Mi-aduc aminte că la Moldovița se dădea moare de varză și nu înțelegeam niciodată de ce ni se dă moare de varză, pentru că aia după aceea cere foarte multă apă. Și în mod normal, ajunatul sau postitul include apa. De asemenea, lipsirea și de apă. Dacă postești, postești de toate, și de mâncare, dar și de apă, că unii, chiar este chiar mai greu uneori de a suporta lipsa apă. Unii scriitori ascetici spun că postirea de apă este abținerea de la a bea apă când ți este sete și foarte sete, este mai benefică pentru suflet decât postirea de alimente. Și chiar considerată și mai grea. Și mai grea, firește. Da, firește. Da. De apă chiar organismul are nevoie are și imediat. Simbolistica ei are lucrarea ei intrinsecă. Apa simbolizează și Duhul Sfânt. Apa ne hrănește mult mai vast și mai profund, se poate spune. Ei, când facem acest post cu ajunare, se face inclusiv de apă. Și atunci, în mod firesc, de la masa, mâncarea de după canonul Sfântului Andrei, în mod normal, inclusiv apă, trebuie să mai bei apea mâine, când va veni următoarea masă. Și atunci, moarea de varză de la Moldovița era intenționat? Dată? Nu, era liber, dar exista, cred că exista totuși o cugetare de ce se dă, poate în combinație cu cartoful, poate că totuși niște săruri trebuie, sunt benefice, că și sarea are rolul ei în plămada noastră. Dar exista și cealaltă componentă, că după aceea ți era sete și trebuia să te abții să bei apă și iată că erai forțat să faci o asceză suplimentară. Ce bine! Câteodată e bine să fim forțați. Forțați e un termen greșit. Da, nimeni nu-l obligă pe călugări să facă. Să-l folosim pe cel englezesc push, să fie împins de la spate. Să ai totuși un îndreptar, ca să zicem așa, o normă, nu? Da. Pentru că dacă ai în chilie o sticlă cu apă, nimeni nu te oprește să nu bei din ea. Doar conștiința ta, nu? Te oprește. Da. Și vreau să revin. Da. La... Vă rog. Pentru că... Nu se poate să nu împărtășesc ceva și mai adânc, și mai prețios. Măicuța noastră stareță, știu că o admiram, eram începătoare în mănăstire și dânsa era Maica Irina la Moldovița. Era, nu știu dacă era singura, dar printre puținile, care de fapt nu mâncau toată săptămâna. Chiar deloc. Mânca duminică seara, când făceam și iertăciunea, și abia sâmbătă, la Sfânta Împărtășanie, mai primea ceva în gură și după împărtășania de sâmbătă... Adică puțină pâine, probabil ceva simbolic. Puțin, nu? Foarte puțin, că după o săptămână de nemâncare, sigur că revenirea la mâncare se face iarăși treptat. Asta este un alt exemplu. Și se mai practică de asemenea cine poate ca de la masa de duminică seara, când se face și iertăciunea fraților și surorilor, să se mănânce abia miercuri după liturghia mai înainte sfințită. Atunci miercuri, la masa de miercuri se face o supă fără ulei, ceva fiertură, și de asemenea toată săptămâna se mănâncă fără ulei. Iar, deci, în această săptămână, această variantă este ca să se mănânce miercuri după liturghia mai înainte sfințită și vineri după liturghia mai înainte sfințită, după care sâmbătă este Sfânta Împărtășanie și masa cu ulei, de asemenea. Voiam să vă mai întreb eu ceva. Spuneți. Această ajunare de toată săptămâna, spuneți că în mănăstire nu se... practică de către toți monahii. Nu este liber de fiecare. Nu e liber? Nu. Este liberă. E liberă. Alegerea. Da. Nu se impune. Sub la sfatul sau sub binecuvântarea duhovnicului? Evident. Păi totul se face cu binecuvântarea duhovnicului, a Maicii Starețe. Cum se face asta în lume? Recomandați creștinilor mai râvnitori să postească 5 zile la rând? Deloc să nu mănânce? Este cu două fațete această variantă. Dacă îi sunt condițiile prielnice,
dacă nu este la serviciu, unde trebuie să lucreze cu capul și decât să aibă dureri de cap și să nu fie competent 100% pentru serviciul său, nu mi se pare recomandabil. Dacă există familie și sunt niște obligații, nu mai spunem de faptul că dacă devine irascibil în mediul față de cei din jurul său și nervos, cum zicem noi, mai bine nu. Mai bine se mănâncă și asta este o mare ispită, să devii postitor, dar spiritul să devină nu în sens pozitiv, ci în sens negativ. Și omul să devină flămând, postind, dar rămâne numai, el nu mai este postitor. Cred că rămâne doar flămând. Am văzut uneori această situație, ea este la limita umorului. Pentru cei care o trăiesc, nu e deloc umoristică. Și mai ales pentru cei din jur, care suportă reacția. Da. Deci postești, ți se pare că faci un lucru bun, pentru că nu e așa, ajunezi. Și asta este pentru Dumnezeu. Dar cu cei din jurul tău te porți urât pentru că ești nervos. Nu ai, organismul tău n-a primit ceea ce are în mod obișnuit. Nu e bine totuși? Adică totuși faci un lucru bun, postești. Asta are niște efecte, bineînțeles. Te enervează, te scoate din starea ta normală, te duce într-o altă stare și asta ar putea să fie de folos. Vedeți, finalul acestui demers, acestui comportament, acestei alegeri în parcurs așa, nu duce nici măcar la ceea ce vorbeam noi altădată, la mândria smereniei. Nici măcar acolo nu se ajunge. Pentru că smeritul mândru nu e irascibil față de cei din jur. El se ambiționează să aibă o fațetă calmă, duhovnicească. Pară duhovnicesc față de ceilalți. Da, da. Și se monitorizează, se abține. Iată, deci exemplul Sfinției voastre nici măcar la asta nu duce. Da. Deci trebuie să avem mai întâi grijă la componenta sufletească a lucrurilor, mai mult decât la partea aceasta strict personală. Dar mai este o situație, ceva de genul în familiile în care tatăl familiei este un om care își respectă comportamentul și atitudinea creștină în general. El le impune tuturor să aibă grijă că el postește în săptămâna mare și să nu fie solicitat la muncile familiei, să nu trebuiască să ducă copilul la grădiniță, pentru că el postește. Și sigur, nimeni în casă nu mai poate posti, pentru că este deja un mare postitor. Este, sigur, ironie în ceea ce spun eu, dar se întâmplă. Trebuie să avem grijă, nu? Câtă responsabilitate au preoții duhovnici? Câte feluri de comportamente, de suflete, de minți, de feluri de a gândi trebuie să cântărească ei și să povățuiască și să-i mențină pe linia de plutire. Este extraordinar. Da, și în același timp este greu. Vă spun din experiență, Maica Gabriela, deși știți probabil lucrul acesta, nu sunteți duhovnic, dar aveți experiență duhovnicească, pentru că o astfel de persoană care vine la spovedit, nu știe neapărat, nu intuiește, nu-și dă seama că a făcut o greșeală. Crede că a făcut doar un lucru bun pe care nici nu-l menționează poate la spovedanie, pentru că acolo spui doar păcatele. Și nu-și dă seama că, de fapt, el, impunându-și acest ritm de viață, de fapt a stricat viața și mai ales climatul de pace și de bine din familia lui. A vrut să facă un lucru bun, i s-a părut că l-a făcut, de fapt, a ajuns la un rezultat negativ. Este într-adevăr foarte delicat. Trebuie să păstrăm, nu degeaba. Am vorbit altă dată despre calea de aur, despre calea de mijloc. Ce bine că avem o biserică atât de vie și activă. Chiar spunea Măicuța Stareță la un moment dat, acum îmi permit să o citez, să-i transmit ideea dumneei, că asculta dezbaterile acestea și comparațiile câte spitale, câte biserici se fac. Zice, dar cât suport sufletesc zi de zi
săptămână de săptămână și mai ales zi de zi și nu numai celor care sunt în spitale, ci tuturor oamenilor care sunt activi, face biserica oamenilor societății. Pentru că prin această trăire, prin participarea la slujbele de fiecare de sărbătoare, prin activitatea de spovedanie, prin curățire, psihicul omului se eliberează de cutiuțele vrăjmașului, cum a văzut Sfântul Antonie, cu ticvuțele, cutiuțele prin care, cu ispite, prin care, întrebându-l Sfântul Antonie, dar ce faci cu astea? Păi zice, dintre atâtea câte am, pentru fiecare om trebuie să găsesc ceva din care să-i se potrivească, cu care să-l sensibilizez să facă voia mea, zicea vrăjmașul. Ei, și atunci biserica, prin tainele sale și mai ales această spovedanie, care înseamnă curățire, inclusiv de finalul folosirii ticvuțelor diavolului, nu? De fapt, menține oamenii într-o sănătate, inclusiv psihică, sănătate spirituală. Și asta este extrem de benefic pentru societate. Da, și este în același timp de neevaluat. Nu poți să evaluezi importanța bisericii din acest punct de vedere. Răuvoitorii exact. Ar trebui să fie puțin mai atenți atunci când critică, pentru că, sau atunci când pun în discuție importanța sau rolul social al bisericii. Biserica nu cheltuie resursele societății. Biserica aduce plus extraordinar de valoros. Și ca să fiu cu ideea măicuții starețe completă, era cât salariați sunt la o biserică și cât sunt într-un spital, pentru că asta era comparația. Câți salariați susține statul pentru o biserică, un preot paroh, un pălimar, un... Da. Și acolo și are doar o contribuție, nu-i plătește salariul integral. Exact. Iar într-un spital, câți salariați trebuie plătiți? Deci, da. Comparația asta este totuși nu întotdeauna privită corect. Da. A fost o paranteză. O paranteză binevenită. Un lucru ați spus și, sigur, a sunat curios în urechile unora dintre telespectatorii noștri. Iertăciunea de duminică seară. Ce înseamnă iertăciunea de duminică seară înainte de post? Este minunată. Noi, oricum, eu de la părinții mei am învățat că duminică dimineața când merg la biserică se zice mă rog de mă iartă celor din casă. Așa am crescut, așa am fost formată. Când pleci duminică dimineața la biserică se zice celor din jur mă rog de mă iartă. Adică, nu pleci la biserică dacă cineva e încă supărat pe tine. Da, trebuie să rezolvi acest detaliu. Dar în mănăstire, și cred că ar putea să fie practicat și în familii, nu știu, poate în ziua de astăzi, având în vedere efervescența trăirii spirituale duhovnicești, practicată de familii și ne bucură, doar se vede pe fețele oamenilor când sunt practicanți ai trăirii duhovnicești. Nu știu, dar poate se practică în mănăstire. Ne adunăm după masa de seară, noi facem asta la slujba de miezul nopții, nu imediat după masă, care este totuși la un ceas de seară, ci la slujba de miezul nopții. Când s-a terminat slujba, trece Maica Stareță și se închină pe la icoane și apoi se apleacă în fața noastră a tuturor și face metanii și zice, mă rog de mă iertați, blagosloviți și mă iertați. Noi răspundem și noi făcând toate în cor metanie și Dumnezeu să vă ierte, după care se așează într-o margine și noi toate urmăm să sărutăm icoanele și să-i facem individuala plecăciune și iertăciune cu Maica Stareță. Așa că cine este cu noi în biserică, dar nu este de obicei cu noi în biserică cineva în acest moment, dacă ar fi să fie, dar cred că prin alte mănăstiri care fac slujbe la ore mai convenabile, cred că mai am mai văzut uneori și la Moldovița. Da, chiar și la persoane laice. Chiar și la Catedrala Patriarhală se face asta. Așa. Pentru că are tot regim de mănăstire. Exact. Dar este un model, că până la urmă e bine dacă mai sunt și cei din afară care văd, pentru că este un model de comportament. Așadar, va fi un șir de măicuțe în ordinea vechimii în mănăstire. În mănăstire acest detaliu este foarte bine respectat. Ordinea, această
cutumă a vechimii în mănăstire, a ordinii vechimii în mănăstire, este și benefică, este dătătoare de ordine sub mai multe aspecte ale vieții după aceea, în diverse situații comune pot să fie. Ne așezăm întotdeauna în ordinea vechimii intrării în mănăstire. Și așadar facem metania cu însoțită neapărat de cuvinte. Mă blagoslovi și mă iertați, Dumnezeu să te ierte, iartă-mă și pe mine. Și trebuie să auzi, Dumnezeu să vă ierte. Este un dialog întreg. Dialogul este între stareță și monahia respectivă, da? Și apoi, între monahia și cealaltă. Deci, fiecare și monahie noi, se așează lângă stareță. După Maica stareță, în ordine, și toată lumea trece, deci noi ne iertăm toate cu toate până la urmă. Nu știu cum să explic matematic. E o întâlnire față în față între fiecare dintre monahii. Exact, da. Și o iertare totală și cu metanie. Nu e doar din vorbe. Este cu metanie, gestul acesta, cum obștea noastră este tânără, încă nu este nimeni să nu fie în stare să facă această metanie. Până acum nu s-a petrecut, probabil că mai încolo, dar măicuța noastră stareță face această metanie, acum o face, încă o face. E minunat. Maica Irina este o persoană tânără. Deci asta, noi am vorbit despre mâncare, dar să mergem puțin la aspectul bucuriei, petrecerii acestei săptămâni, pentru că sunt atât de frumoase după această bucurie a iertării, care ne dă un sentiment de eliberare, de stare de zbor, așa, de imponderabilitate. Realmente simți că trăiești un nou început, ai șansa unui nou început. Chiar dacă poate n-au fost probleme între noi până atunci, dar acest act al iertării acesteia, care nici nu este sub epitrahir și nici nu este cu te ier și te desfleg, nu este din taina spovedaniei, este un act între egali, între noi, el este la fel de benefic și pentru suflet? Nu este o sfântă taină, dar este face parte din taina iubirii fratelui, da, care da. Este una dintre cele mai mari lucrări pe care Duhul Sfânt o produce în inima celui care îl primește, pe el, pe Duhul Sfânt. Și totuși, haideți să ne gândim puțin mai adaptat la condițiile lumii noastre. Ieșim dintre zidurile mănăstirii și revenim în lume, acolo unde oamenii, în general, duc o viață de multe ori la întâmplare, adică din punct de vedere sufletesc. Dacă reușesc să ajungă, să zicem, duminică la biserică, e bine. Dacă ajung să se spovedească, fie și în ultima săptămână a postului mare, slavă Domnului, e bine. Dacă reușesc să spună Tatăl nostru, așa, printre alte gânduri, înainte de culcare, e bine, își spun ei. Și în condițiile astea, cine reușește să postească, fără să ierte din toată inima pe toți vrăjmașii, pe toți cei cărora le-a greșit sau care i-au greșit lui, fără să fie neapărat atent la o mulțime de alte detalii despre care am vorbit puțin mai devreme, totuși face ceva bun? Oare ăștia să fie cei la care se referă Mântuitorul când zice în Evanghelia din Duminica Înfricoșate Judecăți, întrucât ați făcut unuia dintre aceștia mai mici ai mei. Oare ăștia să fie cei mai mici la care se referă Mântuitorul în acest cuvânt din Evanghelie? Poate și la ei? Să nu uităm că Mântuitorul a venit nu pentru cei credincioși, corecți, nu? De multe ori semnalele nu sunt pentru cei și sănătoși. Pentru ei, da. Ci pentru cei asupra. Și misiunea noastră asta este. De ei să avem grijă. Am mai spus și altă dată, noi am mai vorbit despre acest aspect. Este minunat că avem acești credincioși fideli, practicanți, corecți, de la care de multe ori noi învățăm, dacă sunt cu vârsta petrecută înaintea noastră cu câțiva ani sau zeci de ani, noi avem de învățat de la ei de multe ori și ei susțin biserica. Susțin parcă pereții bisericii să nu se clatece, sunt ca niște contraforți ai bisericii. Dar să nu uităm că preocuparea noastră în numele lui Dumnezeu trebuie să fie tocmai cei care nu sunt chiar pe cale cu toate. Pentru... De acord cu asta, sigur asta că e mesajul Mântuitorului. Da. Un subiect iarăși
foarte interesant pentru cei care nu cunosc bine ce înseamnă mănăstirea și felul de a viețui al monahului, este ascultarea și problema libertății. Libertatea este pentru omul din lume unul dintre lucrurile cele mai prețioase pe care le are. Orice formă de înrobire este regretabilă. Inclusiv faptul de a avea o rată la bancă pe 10-20 de ani este o formă de înrobire pe care oamenii, din păcate, la ea nu pot să renunțe, cei mai mulți. Și o trăiesc cu durere, această formă de înrobire, de dependență. În mănăstire, care este raportul dintre monahi, monah și duhovnic? Sau, de fapt, cine de cine face ascultare? Se face ascultare doar de stareț? Se face ascultare doar de duhovnicul la care te spovedești în mănăstire? Sau cum funcționează ascultarea? Sau de la monahia începătoare face ascultare de cea mai avansată? Aia este novice, nu? Începătoarea. Da, novice, da. Da. Deci spuneți-mi, cum funcționează ascultarea și dacă ea contrazice principiul libertății? Ascultarea este unul din cele trei voturi monahale, elementare, nu? Din trăirea, din viața monahală. Nu știu, din punctul meu de vedere, ascultarea este ocrotitoare, este bucurie, este salvatoare, este garanția că suntem pe cale, pentru că ascultând și nefăcând voia ta, făcând voia altuia care este îndrituit să te călăuzească, evident că ești purtat spre Dumnezeu. Nu mergi spre Dumnezeu, ci ai sentimentul că ești purtat spre Dumnezeu. Și atunci nu mai e problema ta dacă ajungi la Dumnezeu, e problema povățuitorului, ai putea să spui într-un fel. Bine, acum m-am dus cu ideea un pic mai repede, cu viteză mai mare spre capăt. Ascultarea este marea bucurie a trăirii din viața de mănăstire, pentru că... Ziceți că e marea bucurie, este marea dificultate. Pentru cei care nu o înțeleg și pentru cei din afară, iată un alt detaliu din lume problema, ceva din mănăstire poate să fie un nonsens, ceva de neînțeles, un invers, sens invers. Îți asumi, dar eu nu înțeleg. Și dumneavoastră, când ați devenit o familie, nu v-ați propus să ascultați unii de alții și să faceți... Bine, pot să nu-ți propui, dar finalmente asta este rezultatul. Cred că implicit își asumă. Atunci când la ora 2 dimineața plânge copilul în camera de alături, trebuie să te duci să vezi ce are. Face ascultare de copil. Este o formă de ascultare în interiorul familiei, în afara mănăstirii, desigur. Dar este o formă de ascultare. Ei, iată, în mănăstire nu trebuie să faci ascultare. În mănăstire, ascultarea devine bucuria de a te supune celuilalt și de a te simți liber. Spuneți-ne, vă rog, haideți să detaliem puțin, să exemplificăm. De cine se face ascultare? De Maica Stareță, în primul rând. Părintele duhovnic, pentru că în rânduiala vieții de mănăstire, atunci când ești sfințit, rasofor sau monah, la sfârșitul slujbei acesteia, tainei acesteia, preotul liturghisitor sau episcopul de multe ori ia mâna celui care a fost tocmai sfințit și o pune în mâna stareței sau starețului și zice, iată, din mâinile tale va cere Dumnezeu sufletul acesta la judecata de apoi. Așadar, într-o mănăstire, în instituția, în locul care se cheamă mănăstire, starețul este autoritatea ascultată suprem. Duhovnicul trebuie să aibă grijă ca obștea aceea să fie în stare de ascultare față de stareț sau stareța. De asemenea, să nu uităm duhovnicul, deci nu vreau să exclud ideea de ascultare față de duhovnic. Duhovnicul, în primul rând, este acel instrument, acel mijlocitor, cum bine știm, care ne dă taina hristică, te iert și te desleg. Deci tu ai strigat la Dumnezeu, nu trebuie să ne pună întrebări. Eu știu ce m-a răcit față de Dumnezeu. Eu știu de ce balast vreau să scap.
ce m-a îndepărtat, ce m-a răcit. Și eu strig la Dumnezeu, Doamne, de atâtea ori am spus în fața judecății de apoi oamenilor, dar n-am spus eu, așa mi-a dat Dumnezeu să spun în momentul acela, știe Dumnezeu pentru ce suflete. Nu aștepta să pună preotul întrebări, dumneavoastră înși vă știți ce v-a răcit de Dumnezeu și vreți să scăpați de acest palat și strigați, Doamne, am făcut și asta și asta și eu știu că din cauza asta m-am răcit. Și până atunci părintele tace, până tu strigi la Dumnezeu, Doamne, ce m-a depărtat de tine, de asta și de asta vreau să scap, nu? Și când zice preotul la sfârșit, când ți-ai terminat, regretul, exprimarea regretului pentru ceea ce tu singur ai făcut și te-a răcit față de Dumnezeu, preotul spune, te ierși și te desleg și nu de la sine, ci în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ei bine, așadar, preotul duhovnic are rolul, în primul rând, de curățitor, de intermediar, de administrator al tainei spovedanii, adică arharului iertării lui Dumnezeu. Și bineînțeles că, așa cum îl luminează Dumnezeu, cum cred că există în rugăciunea de sfințire a duhovnicului, asta nu e problema mea, dar am auzit de multe ori pe Trinitas când Preafericitul citea aceste rugăciuni, e tare frumos și cum îl sfințește arhiereul pe duhovnic, ce este misiunea lui. Și noi știm că ceea ce ne spune Părintele după aceea să facem este ceea ce Duhul Sfânt i-a dat lui ca să fie răspuns la problemele mele sau la greșelile mele și cum mă pot îndrepta. Iarăși, nu vorbește de la el, ci vorbește din harul lui Dumnezeu, țintit pe mine, pe problema mea, pe dificultățile mele, pentru repararea mea proprie, nu a altcuiva. Nu? Și lăsați-mă să rămân în câmpul practic, pragmatic. Atunci când se pune problema ascultării, în ce chestiuni ascultă monahul de stareță? În toate. Monahia de stareță. Da, în toate. Și statutul de organizare al bisericii spune, accentuează, și știu că cu asta am și crescut în viața de mănăstire. Singura situație, și am auzit-o de multe ori pe Măicuța povățuind, singura situație în care nu trebuie să facem ascultare este în care ești obligat să faci un gest eretic de apostaziere sau ceva greșit față de tainele Duhului Sfânt. Atât. În rest, în absolut tot. Nu aveți voie să, nu știu, să vă procurați și să citiți o carte de care stareța să nu știe? Adică merge în atât de mari detalii ascultarea? La noi, Maica stareță cumpără de la edituri o serie de cărți din cele duhovnicești și folositoare, dacă vin cei cu mașinile de la edituri, și cumpără dumneaei o serie de câte măicuțe suntem, acum suntem 12, de obicei 15 sau 20, și la ziua fiecărei măicuțe, ce împarte măicuța? Știți, când ești sărbătorit, trebuie să dai și tu ceva, să faci o cinste celor din jur, în lume. Ce dau măicuțele sărbătorite suratelor lor? O carte. Și atunci Maica stareță are grijă de cărțile pe care ni le procurăm. Sigur că acum am dus un pic la extremă, dar nu-mi place expresia dumneavoastră, nu aveți voie. Iertați-mă, nu despre asta este vorba? Nu se gândește prin prisma lui nu aveți voie, a ți se interzice. Le se spune copiilor, sunt crescuți, nu fă asta, nu fă asta, și teoriile de astăzi de psihologie spun că nu ai voie să spui copilului nu ai voie, nu, tocmai am greșit eu. Ci copilul nu trebuie educat, crescut cu expresia nu ai voie, ci dirijat să nici să nu vrea să facă ceea ce nu ai voie, cumva. La fel și în viața, iată, uite, pot să spun că noi călugării trăim puțin precum copiii în viața lor de mici copii, infantili, când sunt liberi de prejudecăți, de constrângeri, așa trebuie să ajungem noi. Da, acum iertați-mă, sigur, trebuie să faceți abstracție de uniforma pe care o port, pentru că sigur că știu aceste lucruri, dar
exprimată de către o persoană care nu știe, lucrurile stau în felul următor. Monahul intră în mănăstire, el nu are cătușe la mâini și nici lanțuri la picioare. Este o persoană care locuiește în acele clădiri ale mănăstirii. Are cheie la propria sa ușă și nu, poarta... Nu. Sau nu încuie niciodată. Nu? Da, nu, nu există cheie. Nu există conceptul de cheie. Dar vreau să spun că nu-l ține cineva închis acolo. Doamne ferește! Deci nu se pune problema că nu are voie. Și totuși, el, dacă părăsește incinta mănăstirii fără acceptul expres al starețului, încalcă grav principiile de funcționare ale mănăstirii, nu? Păi a ieșit din ascultare. A ieșit din ascultare. De și asta zic eu că, până pierdut, urmă, simplificând, n-are voie să iasă din mănăstire, dacă să plece pe poarta mănăstirii fără să ceară voie starețului. Nu trebuie sau nu e bine să facă o mulțime de lucruri fără să ceară voie starețului sau stareței. Dar dacă, știți cum, în trăirea de zi cu zi și în timp, asta vine de la tine, din sine vine acest tip de trăire, de a te comporta, în sensul că simți nevoia să te duci să spui la orice vrei să faci. Mă duc acolo, fac asta, blagosloviți. La noi, inclusiv, să bei un pahar cu apă, trebuie să spui blagosloviți. Dar sigur că la început poate ți se spune, dar se spune odată și după aceea începi să trăiești nu știu cum să spun, este precum pietricerele din mozaic. Se adună câte un gest, câte una și câte un altul, de te formează în așa fel încât așa natural te comporți în ascultare și nu se mai pune problema, n-ai voie. Asigur că, acum m-am gândit, mi-a dat Dumnezeu un gând, că nu, doar nu ajungem îmbunătățit. Nu suntem perfecți. Sigur că și pe parcurs există situații în care ești pus la încercare. Oare cum o să te... Parcă vezi că cineva te pune la încercare. Să te simți încercat. Cum alegi să te comporți în situația asta? Dar trecem prin filtrul minții și al inimii, dar al minții, logice, gândirii și spui, eu ce vreau să fiu? Vreau să fiu... călugăr sau nu vreau să fiu călugăr sau vreau pe jumătate. Și când intervine ceva în minus față de 100%, nu știu, nu vreau să pară vorbărie, dar e un fel de a trăi ceea ce spun. Categoric este, toată lumea înțelege că e un fel de a trăi. Până la urmă este organic, vine de la sine, cum ați spus de atâtea ori. Vine de la sine pentru că altfel nu se poate. Adică nu poți să trăiești altfel decât așa, simțind lucrul ăsta. Altfel nu poți să-l aplici. Și mai este încă ceva. Este foarte benefic pentru noi exemplul celui de alături, surorilor de alături. Știți, poate câteodată tu ca om, nu știu, poate nu te simți fizic bine sau chiar sufletește, ești mai jos puțin, dar te animează exemplul suratelor din jur. De exemplu, mi-e atât de drag să mă uit la măicuțele noastre. Una este foarte răvnitoare la biserică. Poate să fie oricât de obosită ea, niciodată nu lipsește la slujba de miezul nopții. Dacă a lipsit odată, chiar i-a fost foarte rău, noi am știut că s-a întâmplat ceva cu ea, pentru că ea nu lipsește niciodată de la slujba de miezul nopții. Altădată e liber, pentru că viața este grea, suntem puține și este extrem de solicitant, mai ales în timpul verii, când este foarte multă lume care se perindă și nu toți sunt pelerini și duhurile, comportamentele oamenilor sunt diferite și câteodată câte unele chiar nu aud clopoțelul când trebuie să mergem la slujba de miezul nopții și asta nu este supărare. Sau ni se mai întâmplă să ajungem să ne târâm până în biserică, dar să adormim acolo. Și învățătura, apropo, învățătura din Pateric spune, dacă fratele tău a adormit în biserică, să nu-l trezești, să iei capul și să-l pui pe genunchiul tău. Asta este rânduiala din Pateric. Cu dragoste, nu să-l ghiontești, vezi că... Ca în familie. Ne deranjezi, nu? Așa. Sau mai vin, unele dintre ele pictează icoane și abia iarna au timp să facă asta și se vede pe chipul lor bucuria că au reușit să mai lucreze la o icoană. Fac metănuțe, îngrijesc florile. Este acum iarna mai ales, le ținem într-o seră, dar...
se schimbă ceva. Știți că și monotonia un pic uneori poate să, nu știu, să fie obositoare. Și atunci, de exemplu, ne bucurăm când intrăm în biserică și vedem că au apărut alte ghivece cu flori, pentru că în seara au înflorit niște soiuri de flori și măicuțele deja le-au schimbat. Și, dar dacă au înflorit, înseamnă că au fost îngrijite cu dragoste. Da. E frumoasă viața așa cum în mănăstire, așa cum o descrieți. Da. Cred că trebuie să ne facem curaj la un moment dat să vorbim și despre dificultățile vieții în mănăstire, dar cu siguranță că frumusețea vieții monahale este cuceritoare, este foarte convingătoare. Știți, unele din dificultăți, ca privite din afară ca dificultăți, ele nu există în interior. Ne-ați demonstrat cu principiul ascultării, pe care mirenii nu-l înțeleg și monahii nu pot fără el. Sau, chiar mergem mai departe, ne asum să mergem mai departe pe un făgaș. De exemplu, unii nu înțeleg cum adică pot să trăiască călugării să nu se căsătorească. Și ei chiar nu înțeleg. Cred că ăsta e lucrul cel mai greu de înțeles. Nu ascultarea, ci cum putem noi să trăim în mănăstire fără să ne căsătorim. Dar, vedeți, există o lucrare și aici, o taină, e un contrabalans al lui Dumnezeu. Noi nu ne gândim la asta. Ființa noastră, mințile noastre și ființa noastră este captată spre altceva, spre alte preocupări. Și atunci asta nu e problemă. Sigur că fiziologic treci prin niște vârste care poate simțim, nu poate, sigur, la un moment dat, și dacă ai povățuitor bun, există niște praguri ale vârstelor fiziologice care pot să aducă ceva complicații în comportamentul nostru, de care noi nu suntem conștienți că ele de acolo se trag. Dar aici vine și experiența superiorilor noștri, a Maicii Starețe, a Părintelui Duhovnic. Și mai este încă ceva. De vreme ce nu ai trăit viața de familie, nici n-are cum să-ți lipsească. Există totuși există o chimie care se petrece, dar dacă ai trăit viața de familie, dacă nu, Dumnezeu ne păzește și într-o anume stare este lucrarea ocrotitoare a lui Dumnezeu și nici noi nu ne gândim la asta. Maica Gabriela, mai avem doar 2-3 minute din emisiune pentru o concluzie care aș vrea să fie, mie îmi pare rău că n-am putut să stăm mai mult de vorbă despre perioada postului mare trăită în mănăstire. Cu ce se alege călugărul la sfârșit? Trece postul mare și, surprinzător, dacă ați întrebat pe un creștin obișnuit care e cea mai frumoasă săptămână din an, cu siguranță v-ar spune, sau aproape sigur v-ar spune, păi săptămâna luminată e cea mai grozavă, e cea mai frumoasă, pentru că e săptămâna luminii. Sfinția voastră ați spus că prima săptămână din post este cea mai frumoasă. E săptămâna liniștii. Săptămâna liniștii. Căutate sau deja găsite? Deja găsite, deja existente, deja prin rânduiala bisericii, prin rânduielile tipului de rugăciuni care sunt, ea este și, evident, și căutată de fiecare. Asta înseamnă că Sfânta Înviere cu bucuria ei aduce tulburare, Doamne ferește? Nu, dar e un alt fel de trăire. Este vreme pentru liniște, este vreme pentru arderi. Săptămâna patimilor este săptămâna arderilor. Trebuie să încercăm să medităm la Sfintele Patimi, ale cui? Pentru noi, ale Fiului Dumnezeu, nu? Așa mi se pare, aș compara cu arderile săptămâna patimilor. Iar săptămâna luminată e săptămâna bucuriei, a cântărilor, se merge foarte mult. În săptămâna luminată se călătorește mult, se vizitează, se pleacă, am observat. Vin foarte multe măicuțe și călugări în săptămâna luminată de la noi, deși fiecare biserică trebuie să-și asigure participanții la slujba de acasă. Bineînțeles. Înseamnă, deci, că cine caută liniștea o poate găsi fie și pentru o oră, două de rugăciune, în această săptămână specială, care este prima din postul mare, o poate găsi într-o biserică de mănăstire. Contaminează liniștea pe care o aveți în obște și pe cei care vin la rugăciune? Nu, vedeți, suntem singure la slujba de miezul nopții,
Dar ne e tare drag și când sunt credincioși în biserică, la alte slujbe. Nu, ne simțim bine. Ne e bine să fim și cu credincioși care vin. Și probabil că și lor le face bine. Ei, nu mai spunem, ei sunt așa de strânși ciorchine în jurul nostru, se uită la noi ca la o bucurie, ne iubesc. Da, ca la o stare din altă lume. Dar este bine, e minunat. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați spus. De fiecare dată când în emisiunea aceasta și în alte emisiuni ale televiziunii noastre există monahi invitați, de fiecare dată ei deschid o poartă către care oamenii care trăiesc în lume se uită așa ca la o prezență sau ca la un mod de viețuire din altă lume, cum am spus puțin mai devreme. Și cred că a deschide poarta aceasta a mănăstirii și a vorbi despre frumusețea vieții monahale este un lucru cât se poate de bun, pentru că niciodată nu o să știm câte lucruri n-a iertat Dumnezeu neamului nostru pentru rugăciunile de toată ziua și de toată noaptea ale monahului și pentru jertfa lui într-un fel sau altul. Vă mulțumesc foarte mult, Maica Gabriela, pentru această discuție. Vă doresc să aveți un post. Cu bucurie. Cu bucurie. Nu se spune un post ușor. Nu. Nu folosește nimănui să fie ușor. Nu, cu bucurie. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și să vă aducă Dumnezeu în această perioadă foarte densă, duhovnicește vorbind, să vă aducă bucurie în suflet. Pe curând!